Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și grupului PSD de la Senat care mi-a cedat acest timp pentru a putea lua cuvântul. Comisiile de resort au aprobat rectificarea bugetară, dar cu câteva amendamente din partea PSD-ului și aș vrea să le reamintesc care sunt aceste amendamente. Este vorba de suplimentarea bugetelor locale cu suma de 1 miliard de lei. De ce? Pentru că autoritățile locale sunt singurele care s-au bătut cu această pandemie, care au investit bani și care, la un moment dat, trebuiau să-i primească înapoi. Tocmai pentru că vine sfârșitul anului și majoritatea dintre ei au luat din fondurile de salarii sau din alte cheltuieli absolut necesare. Un alt amendament prevede majorarea salariilor profesorilor începând cu data de 1 septembrie, așa cum este în legea salarizării, care a fost aprobată tot de Parlamentul României. Apoi, suplimentarea bugetului pentru Startup Nation și, nu în ultimul rând, majorarea cu 40% a punctului de pensie. Eu aș vrea să le reamintesc domnilor din guvern că nu respectă legea pensiilor și nu numai în ceea ce privește majorarea cu 40% a punctului de pensie. Pentru că începând cu data de 1 ianuarie 2020 ar fi trebuit să înceapă recalcularea tuturor celor 5 milioane de pensii pe noua lege și aplicându-se noua formulă de calcul. Asta ar fi dus la rezolvarea inechităților din sistemul de pensii și anume inechitățile dintre femei și bărbați, așa cum știți și dumneavoastră probabil, dacă două persoane de gen diferit, femeie și bărbat, au lucrat în aceleași condiții, același număr de ani și ies la pensie, femeia va ieși cu o pensie mai mare. Sigur că acest lucru se corectează prin legea pensiilor. Apoi, inechități între persoane de același gen care la fel au lucrat același număr de ani, dar care au ieșit pe legislații diferite la pensie. Și, bineînțeles, este vorba de persoane care au lucrat și 40 de ani, poate între timp a aflat și ministrul muncii că la pensia minimă sunt și persoane care au muncit 40 de ani și care, din păcate, primesc pensia minimă ca alte persoane care au muncit sub 15 ani. Deci toate aceste lucruri trebuiau să fie rezolvate prin noua lege și prin aplicarea noii formule de calcul. Până la acest moment ar fi trebuit să se recalculeze aproximativ 2 milioane de dosare. Nu s-a recalculat nici măcar unul, ceea ce ne face să credem că nu aveți de gând să aplicați legea pensiilor nici pe viitor. Aici nu e vorba de pandemie, de faptul că nu aveți bani, că este această pandemie, ci este vorba despre faptul că nu vreți să aplicați legea pensiilor sub nicio formă. Dacă ați fi vrut să aplicați legea pensiilor, în mod clar, nu ați fi luat 6,8 miliarde de lei din bugetul Ministerului Muncii ca să-i transmiteți acești bani către alte instituții care știm că sunt foarte necesare în an electoral, dar până la urmă nu faceți altceva decât să furați un drept al pensionarilor conferit de lege. Veți spune că nu sunt bani, că suntem irresponsabili. Am auzit mai devreme ce spuneau cei de la PNL. V-am dat soluții în Parlament de foarte multe ori. De 5 luni de zile vă repetăm același lucru. De unde puteți să luați banii? Trec peste faptul că dacă ați fi completat cu 3,2 miliarde, ați fi avut banii de pensii, în loc să luați 6,8 miliarde. Dar vă readuc aminte, noi am guvernat cu 26 de ministere și aveam la capitolul de bunuri și cheltuieli suma de 44 miliarde de lei alocate. Dumneavoastră aveți 15 ministere și la același capitol aveți 51 de miliarde alocate. Din start sunt 7 miliarde de lei în plus față de anul trecut.
Eu nu cred că era atât de necesar anul acesta, cu pandemie și cu toate celelalte povești pe care ni le repetați dumneavoastră, ca să se schimbe mașinile la poliție, ca să se cumpere mobilier și telefoane în ministere și toate lucrurile astea pe care știți foarte bine că le-ați făcut. Nu mai vorbesc de cât s-a furat în pandemie, că o știți foarte bine din raportul Curții de Conturi. Apoi ați pierdut iarăși suma de 3,5 miliarde de lei din impozitarea contractelor part-time. O să-mi spuneți că nu era corect să se plătească la salariu minim pe economie un contract de part-time dacă s-ar fi lucrat 2 ore. Stimați colegi, știm cu toții că 2 ore e pe hârtie, dar 8 ore se lucrează în realitate. Și ne-am dat seama de acest lucru pentru că după ce am dat acea ordonanță de urgență, în nici 2 luni de zile, 200.000 de contracte de muncă au trecut de la gri la alb în economie. Nu faceți altceva decât să le reîntoarceți înapoi în economia gri, dar mai grav decât orice este faptul că acei oameni care muncesc 8 ore, dar sunt plătiți pentru 2 ore, când vor ieși la pensie, vor fi sub pragul pensiei minime, ceea ce nu este deloc în regulă pentru ei. Deci ceea ce spuneți dumneavoastră că le-ați făcut un bine, de fapt le-ați făcut cel mai mare rău. Apoi, iarăși v-am atras atenția în Parlament că ați reinventat acele unități protejate, autorizate, de fapt o sursă de jaf din banul public. Iarăși, acolo s-au pierdut 2 miliarde de lei. Nu mai vorbesc de faptul că ați scutit de taxe băncile, corporațiile din energie, firmele de asigurări, adică exact acele entități care în pandemie și-au dublat profiturile. Chiar în acest an, într-adevăr, destul de greu, nu aici ar fi trebuit să alocați scutirile, ci către mediul de afaceri, către Horeca, către industriile care, într-adevăr, sunt în pericol să dispară în această pandemie. Iarăși nu trebuie să uităm faptul că ați împrumutat țara cu peste 10 miliarde de euro. Ne reproșați nouă atunci când guvernam că o să plătească banii și nepoții noștri. Să nu uitați că noi am scăzut datoria publică până la 35%. Ați adus-o 9 luni de zile la peste 40%. Să nu uităm faptul că vă împrumutați de 5 ori mai mult decât PSD-ul și că acești bani nu se văd nicăieri, nu se văd în investiții, n-ați început niciun proiect nou de autostradă, n-ați început construcția niciunui spital nou. Vă spun doar ce ne reproșați dumneavoastră nouă. Nu ați cheltuit banii în această pandemie pentru că totul ați lăsat în sarcina autorităților locale, nu ați introdus bani în creșterea veniturilor românilor. Mi-aduc aminte că ne spuneați în fiecare lună și dumneavoastră, domnule actual ministru de finanțe și președintele României și alți comunicatori ai PNL-ului, când noi anunțam creșteri de pensii și de salarii pe care, atenție, le-am făcut matematic. Când am anunțat că vor crește pensiile, la data respectivă au crescut pensiile și pe guvernarea noastră au crescut cu 60%. Și ne spuneați atunci, n-aveți bani de pensii și de salarii. Nu era nicio pandemie, am guvernat bine, economia a crescut foarte mult și ne-am permis tot timpul să avem bani de pensii și de salarii. Dar ne repetați obsesiv acest lucru, ceea ce mă face să cred că dumneavoastră, chiar dacă în acest moment aveți bani de pensii și de salarii, pentru că v-am demonstrat mai devreme de unde să luați acești bani, pur și simplu nu vreți să-i dați. Preferați ca 2 milioane de români care la acest moment au pensia sub 1000 de lei să trăiască în sărăcie în loc să-și primească dreptul conferit de lege. Am votat aceste amendamente în comisii, le vom susține și sper ca să înțelegeți că nu mai puteți să vă jucați cu drepturile oamenilor care sunt conferite de lege. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc!